Ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau Nimic. Dublu sau Nimic în deșteptarea astăzi, de la 400 de euro la 800, 1600, respectiv 3200 de euro. Ciprian din București e cu noi. Bună dimineața! Salut, Ciprian! Salut, Mața! Ce faci? Aștept să vorbesc cu voi. Bravo. Întrebări, dacă știu. Mă bucur că ești așa vesel. Bănuiesc că pe tine, la cum ești, nu te-am prins în pat. Nu te-am deranjat la ora asta. Nu. Știi de la câți bani începem azi? Poate la 400, că a fost Ștefan cel Mare, nu știu, nu? Adevărat. Tu știi cu Ștefan cel Mare? Normal. Cum? Tu știi cu Ștefan cel Mare? Cu Fane Babanu, practic. Fane Babanu, Ștefan cel Mare și Sfânt. Nu uita. Iată, pe alocuri. Da. Pe alocuri. Ia spune-ne, Ciprian, mai spune-ne câte ceva despre tine. Ce să vă zic? Ce vrei tu? Adevărul. Ce zodie ești? Un leu. Leu? Am crezut că cere un leu. E greu. Un leu să zic. Da. Acum un euro. Da. Ai zis că ești acasă, nu? Nu, la job, la job. Și suntem trei aici, așteptăm întrebările. Ah, bună treabă. Sunt trei. Echipă. Bravo. Echipă. Salut, colegii. Sunt pregătiți, filmează? Pregătesc ce tare. O să aveți imagini după. O să te pună pe net. Cu ce vă ocupați voi? Administrativ. Aha, bun. Bine, păi hai, Ciprian, hai, să ne apucăm de treabă. Trebuie. Să nu fie prea lungă filmarea. Hai că schimbă caseta, lasă, să pară caseta. Bine, Ciprian. 6 secunde ca să ne dai un răspuns corect la fiecare întrebare, da? Da. Mult succes! Mulțumesc! 400 de euro. Ciprian, pentru 400 de euro în dimineața asta trebuie să-ți amintești cine a scris romanul Pădurea spânzuraților. Rembrandt. Ai recitit-o recent sau... Ca să știe... Din memorie. Iatule, cât de... Copil care dă bacul. Hai, mă, acum tu vii la băiții ăștia din administrație cu întrebări de genul ăsta. Păi noi avem emoții aici. După ce nu s-a știut cu Ștefan cel Mare, avem întrebăm. Bravo! Bravo, Ciprian! 400 de euro sunt ai tăi. Ai opțiune acum. Rămâi cu banii, dublezi... Rămân cu banii și sper să dublez. Așa. Adică dublez și sper să rămân cu banii. Bravo. Plus ceva. Bravo. Deci bravo. Mergem mai departe, ca să eu vreau să fie clară treaba asta. Da, da, da. Ok. Da. 800 de euro. Urmează o întrebare pe care o plimbăm de la începutul sezonului. Propusă de George. E simplu. Acum tu cu doi colegi acolo aveți șanse bune să știți răspunsul, nu te emoționa. Mă bazez pe ei. Pentru 800 de euro, Ciprian, spune-i tu lui George, din ce trupă a făcut parte Șerban Copoț? Copoț. Să n-avem? Animal X. Asta. Nu te-ai fi gândit, nu? Nu. Da. Mai ții minte? Animal. Da. Hiena, uite, că ți-a zis. Da, colegule, dar așa târziu. Na. Cacal, hiene. Nu, frate. Anii 2000. Da. Băi, și ce hotărât era Ciprian, simțeam că face istorie în dimineața. Da, trebuie să recunoști, Ciprian, că n-a fost grea întrebarea. Chiar așa. Nu e grea, dar e genul de întrebare pe care o nimerești sau nu. Adică dacă te uiți la Antena 1 sau pe unde e Șerban Copoț, a fost pe aproape, că și semnal M și Animal X sunt toate cu câte o literă, vezi, izolată.
Ne pare rău, Ciprian. N-are nimic. Mai încercăm. Mai da. Blocat. Da, poate bine. Ne auzim. Sărbători cu bine. Sărbători cu bine. Și mâine, prieteni, avem premiul max al concursului. Putem ajunge la 4.000 de euro. Începem la 500. Să vedem ce întrebări mai inventăm. Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în deșteptarea la Europa FM.